Pichetarea timp de o săptămână a sediului PSD din Roman și a cabinetelor senatorilor Ioan Chelaru, Leonard Cadar și a deputatului Ioan Munteanu de către 60 de țevari a nemulțumit profund aleșii noștri, care spun că lucrul acesta nu este deloc întâmplător și el ar fi legat de decizia luată de biroul ștețean al PSD de a-l înlocui din funcția de președinte al PSD Sagna pe Gheorghe Ciobanu, care este aceeași persoană cu vocalul lider al sindicatului Liber Petrotub. Eu am în colegiul meu și discut concret. Patru organizații în care trebuie să facem alegeri, conferințe comunale. E vorba de Sagna, Ion Creangă, Valea Ursului și Icușești. Sigur că organizația județeană, biroul județean, a hotărât, subliniez, a hotărât, adică există o hotărâre în acest sens, să fim de acord cu desemnarea drept candidați a primarilor de la aceste comune. Așadar, e clar că și la Sagna încercăm. Deputatul nemțean spune că este nemulțumit că tocmai președintele organizației PSD Sagna, Gheorghe Ciobanu, este inițiatorul mișcării de protest de la PSD și că acesta s-a trezit brusc că trebuie să se revolte împotriva deciziilor guvernului Ponta. Știu că am și eu un coleg care e președinte de organizație, e lider de sindicat, consilier local PSD și am înțeles că este cel mai revoltat împotriva lui Ponta. Întrebarea mea pentru el doar, atât, nu pentru cei nemulțumiți, este că din totdeauna a fost rezolvată problema pentru țevari? Vă întreb. Dumneavoastră știți mai bine. A tăiat Ponta aceste drepturi? Liderul sindicatului Liber Petrotub, Gheorghe Ciobanu, susține că nu este președinte al PSD Sagna, că face muncă sindicală de 25 de ani și nu este treaba nimănui ce face el după orele de program. Acesta spune că s-a săturat de declarații la televizor și vrea de la politicieni fapte, nu vorbe. Momentan nu este. Noi am trimis domnului senator Chelaru o hârtie, o interpelare. Dumnealui pe 16 martie a făcut interpelare în Parlamentul Român, Senatul României, doamnei ministru Rovana Plumb, așteptăm rezolvare, nu mai așteptăm discuții la televizor, schimb de mesajuri de RT. Sunteți membru, sunteți șeful organizației PSD? Nu sunt șeful organizației PSD, sunt liderul sindicatului Liber Petrotub. Deci nu fac niciun fel de politică. Eu fac, nu fac, doamne, eu nu fac politică. Eu fac politică sindicală de 25 de ani. Nu am treabă. Ce fac eu după ora 3? Treaba mea personală. Eu nu sunt membru PSD. Nu așteptați, nu mai sunteți membru PSD. Nu sunt membru, n-am fost membru, sunt simpatizant PSD. Sau am fost simpatizat pe DZ. Nu am nicio treabă. Aia e treaba mea în afara programului. Ce fac pentru comunitatea mea locală e treaba mea. Eu sunt liderul sindicatului Liber Petrotub și încerc să fac ceva pentru oamenii ăștia din fabrica asta. Deputatul Ioan Munteanu declară că țevarii vor avea în continuare sprijinul său și al senatorului Ioan Chelaru, dar nu este corect ca sindicaliștii să acuze Casa Ștețeană de Pensii și să se războiască cu aceasta prin instanțe. Și cu atât mai incorect este ca un lider politic local să picheteze sediul proprii organizații de partid, instigând oamenii la revoltă.